Am revenit, oameni buni, așa cum vă spuneam și înainte de publicitate. Salut populația română de origine maghiară, 99,9% din Ditrău, Harghita, România de altfel. Îi salut cu tot respectul și anunț în limba română, știu că nu mă înțelege nimeni, dar nici nu se uite, că ei se uită la Duna TV sau la televiziunea maghiară. Dar le va spune cineva. Bă, vezi că am vorbit, v-a salutat Tudor Barbu de la B1 TV. De ce? Pentru că și-au găsit fraților de suflet, de credință, de gândire, sunt în îndepărtata Londra, în UK. Două firme românești din Londra, ținta unor insulte xenofobe. O covrigărie, aveți în imagine, o covrigărie. Crocky fast food e covrigărie, cam ca brutăria ălora de la Ditrău. Acolo erau singalezii, aici sunt românii. Tratamentul fix același. La telefon este jurnalistul Petru Cleș, pe care îl salut cu tot respectul, reprezentant și angajat Radio France International. Salut, Petru! Bună ziua, nu sunt angajat, sunt doar corespondent. Iartă-mă, corespondentul RFI în Marea Britanie, e bine așa? Da. Ești unul dintre cei care au mediatizat această situație absolut dramatică. Dacă poate mă corectez, poate nu e dramatică. Nu e dramatică deloc. Este un individ care a trimis două scrisori. Nu văd unde e dramatic. Păi îți spun eu unde, Petru, că ai mai fost la mine în emisiune, acolo unde alt individ lipea pe ușa oamenilor, plecați acasă, ne-am luat țara înapoi. Acolo unde lucrurile încep să devină... Bine, iartă-mă, nu vreau că tu ești acolo, eu sunt aici. Comentează tu știrea conform căreia niște români sunt trimiși acasă. O să citez din scrisoarea pe care au primit-o, Petru, și după aia comentezi tu. Nu v-ați îndepărtat destul de mult. Ar fi trebuit să vă întoarceți în România cu țiganii voștri. Nu sunteți bine veniți aici și niciodată nu veți fi. Sperăm ca Brexit va opri mai mulți dintre voi să vină aici. Suntem sătui să nu mai auzim de limba noastră. Suntem sătui să nu mai auzim limba noastră în propria țară. Se pare frumos. Asta cu suntem sătui să nu mai auzim limba noastră, mi-e atât de cunoscut. Am auzit această exprimare legată de cazul de la Ditrău absolut în fiecare zi, săptămână și ceva, două săptămâni. O să aveți doar români în magazinul vostru și sper să nu rezistați mult și putem să vă vedem duși. Petru Cleș, Radio France International. Te ascultăm. Da, este un caz, un individ care a trimis două scrisori anonime. În Burntoke, cartierul unde se află aceste două magazine, un fel de Little Romania, mica Românie, în nord-vestul Londrei, sunt cam 10 sau 12 magazine românești. Niciun altul n-a primit scrisori insultătoare. Să punem lucrurile în context. Londra are o populație de 9 milioane de oameni. Dintre aceștia, 163.000 sunt români. Cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini din Londra, care crește în permanență. Să ne legăm de știrea zilei. Știrea zilei este că aproape jumătate de milion de români au făcut cerere de rezidență în Regatul Unit. Dacă este așa rău sau așa dramatic, de ce vor românii să stea în Marea Britanie? Vă întreb. Corectă întrebare, Oana. Petru, crezi că, bine, cazuri din astea sunt în toată Europa, mai ales în ultimii ani, după cum bine știi, extrema dreaptă, politicienii, Polonia, Austria, nu e prima oară când vedem un caz asemănător de ură, xenofobie și așa mai departe. Ce vreau să te întreb este dacă tu crezi că Brexit-ul, că am văzut și un astfel de comentariu, ar fi accentuat aceste sentimente în Marea Britanie. Asta ar fi o întrebare. Și a doua, am citit în Guardian anul trecut, dacă nu mă înșel, un raport făcut de o universitate britanică în care era un procent îngrijorător al elevilor români care învață în Marea Britanie, care ar fi fost, să zicem, șicanați, să spun, de către elevi sau studenții englezi. Ai cunoștințe de așa ceva? Eu vorbesc cu românii în fiecare zi, din categoriile reprezentative, clasa muncitoare care este covârșitor majoritară printre românii de aici. Sigur că sunt cazuri de xenofobie, dar hai să vorbim de chiar acest caz cu covrigăria Crocky, unde proprietarul Andrei Chiroșcă
mi-a spus că a primit o scrisoare identică înainte de Brexit. Deci, astfel de oameni, cum ai spus, sunt peste tot. Am înțeles. Uităm, în Londra, 40% din populație este născută în afara Marii Britanii. În Londra s-a votat 60% în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană pe 23 iunie 2016. Petru, sunt altele străini care uneori sunt șicanați. Vreau să te întreb ceva, Petru, cu toată... Este universală. De acord cu tine. Te opresc să te întreb ceva punctual și să au un set scurt de întrebări punctuale. Ești de acord că profilaxia e mai bună decât vindecarea și mai ușoară? În ce caz? În orice caz. Medical, xenofobie, social, politic. A face profilaxiei mai bine decât Este preferabilă, dar nu e întotdeauna posibilă. Corect. Al doilea lucru. Procentul pe care l-ai creat... Printr-o informație corectă, de altfel, 9 milioane are Londra, populație 163.000 români. Păi sunt mai mulți români în Londra procentual decât în Ditrău, Harghita. Iar la noi... Nu are nicio legătură. Ba da! Absolut nicio legătură. Eu îmi permit, dacă vrei, Petru, eu îmi permit să o fac și tu să mă combați, că e libertate de exprimare. Eu spun așa, într-o țară care nu e xenofobă, care este primitoare, care este sănătoasă și găzduiește atâtea minorități, ba chiar în parlamentul ei, cum e România, cazul Ditrău există și a ajuns în presa internațională. Eu nu vreau, eu Tudor Barbu, care nu văd atât de bine că nu sunt acolo ca tine situația, să ajungă românașii noștri, chiar de origine maghiară fiind ei, să fie hăituiți din motive de xenofobie în Regatul Unit. Dar nu sunt numai românii, dom'le, asta este un fel de mania persecuției. Românii nu sunt buricul pământului. Pentru numele lui Dumnezeu. Nu cum ai încercat această autovictimizare? Adică n-are nimeni nimic, Petru, mai pe scurt ceva cu românii, ca să nu... Nu, credeți că cu polonezii sau cu poftim, milanchezii și nu știu ce, dacă România ar avea procentul populației imigrante pe care îl are Marea Britanie, cum credeți că ar fi? Foarte corect. Apropo, a refuzat cotele de refugiați. Eu personal sunt foarte de acord cu domnul Cleș, în sensul că nu cred că trebuie să extrapolăm. În același timp trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă și să încercăm și să reacționăm cum trebuie. Care e legătura? Că nu văd niciun fel de comparație. Bun, poate, da, cred că, bine, domnul Barbu poate spune la ce s-a referit. Aici este un individ care s-a revoltat împotriva ce a scris două anonime. Îți spun eu care e legătura, poate nu m-am făcut înțeles. Un individ care a trimis două anonime într-o țară cum este Regatul Unit este fix la fel cu un individ numit Ditrău într-o țară cu 3.000 și ceva de comune și orașe, unde străinii sunt bine primiți, unde străinii muncesc liniștiți ca și românii noștri în Anglia. Asta e legătura, Petru. Așa o văd eu. Bine, să dea Dumnezeu să fiu eu în eroare. Eu din nou trebuie să-i dau dreptate domnului. E perfect. În sensul că la Ditrău avem de-a face cu o mobilizare a unei comunități împotriva unor migranți, ceea ce în Marea Britanie avem un zăpăcit, da, care a trimis două scrisori. Da? Okay. Da. Nu poți să culpabilizezi o comunitate pentru ceea ce face un individ, pe când la Ditrău vorbim de o comunitate care se unește împotriva unor persoane. Perfect, mă bucur foarte tare că am greșit. Este minunat pentru românii din Marea Britanie și chiar, sincer, o spun, Petru, mă bucur că ai dezamorsat. Nu este minunat. Încă o dată, românii nu sunt buricul pământului. Sunt a doua comunitate, e adevărat, după polonezi și la nivelul UK și pe primul loc în Marea Britanie, dar sunt sute de mii. Corect. Iar acesta este un caz. Xenofob sunt și Marea Britanie și în România și în Petru, și profite, India și în Pakistan și peste tot. Profit de prezența ta, fie și telefonică, să te întreb dincolo de subiectul pe care mă bucur că l-ai lămurit și ai pus lucrurile într-o altă ramă decât le pusesem eu. Chiar mă bucur. Eu te întreb așa, ne poți face într-un minut, două, o sinteză a sistemului de sănătate din Anglia, raportul dintre privat și public în contextul discuției de acasă, ca să nu zic scandal.
polemicii de acasă. Nu, Marea Britanie, cred că peste 90% este public, este National Health Service, Serviciul Național de Sănătate, care este finanțat bugetar și există un sistem privat, evident, în care persoanele care au bani îl folosesc. Dar mai spun o dată, cine folosește, Petru? Cine ai spus că folosește prepondere sistemul privat din Marea Britanie? Petru? Domnul Clej? Nu ne mai auzim? Ba, eu am auzit, dar v-am spus. Așa, majoritatea sistemului de sănătate în Marea Britanie este public. Întrebare, și cu asta chiar îți mulțumesc mult și pun punct discuției dacă tu vrei să mai contribui cu ceva la ea. Te întreb așa, există alocări de fonduri bugetare ale guvernului majestății sale către sistemul privat de sănătate din bani publici și dacă da, în ce limite și în ce context? Ce se poate întâmpla este că spitalele sau dispensarele publice pot fi folosite, deci dotarea lor pot fi folosite contraplată de către pacienți privați. Vă mulțumesc mult, domnul Clej, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ați înțeles, domnul... Nu. Am vorbit în Olanda, am vorbit în Norvegia, am vorbit în Italia. Unde vă zic tu țara și sun eu? Nu există așa ceva. Compar mere cu pere, ori fie ele fructe, dar nu același mere cu pere. Stai puțin. Da, numărul de persoane care mor inutil ca să folosesc exprimarea de mai devreme... Da, în țările pe care le-ai menționat este mult, mult mai mic decât la noi. Așa, și nu știu ce vine o să moară. Da, tocmai. Și atunci, în momentul de ăsta, eu repet, eu înțeleg principiul, nu mă pronunț asupra detaliilor, pentru că nu am citit ordonanța. Însă, principiul prin care tu să acorzi într-un sistem bolnav, da, să acorzi, să dai dreptul pacientului, să aibă dreptul la viață, căutându-și îngrijirea într-un sistem de sănătate în condițiile în care la sistemul de stat e varză, mie mi se pare de salutat. Știți, acum detaliile, că de obicei se ascunde. Nu le știu, o să mă pronunț după ce o să citesc din poziția de nepriceput în ale domeniului sănătății. O singură frază vreau să spun. Aș fi fost într-un de acord cu tine, deși pe alocuri sunt cu anumite chestiuni de acord cu tine, dacă avem așa 3 spitale regionale, 2 spitale oncologice de copii, toate noi, făcute după 89. Perfect. Spitalul regional din Târgu Jiu, unde o vecină de-a noastră s-a dus că și-a rupt piciorul pe zăpadă și a vrut să-i taie de la genunchi. Da, mi-ai povestit. Și a venit aici și l-a pus în ghiț. Și o salva piciorul femeie. Și o salva piciorul. Deci, când dacă în această situație, dacă n-ar fi trebuit Orban și Costache după 3 luni de zile și bravo lor să dea 10 amărâți de milioane să facă în asta, da, să facă un corp, foarte, dacă toate guvernele după 89 ar fi zis, domnule, eu sunt Năstase, eu sunt Adrian Năstase, marele intelectual al României, las după mine, nu unul, nu două, 5 spitale de stat. Dacă venea și Văcăroiul, dacă venea cine, Tăriceanu, și spuneau, domnule, în guvernarea mea să nu se mai zică cum e la Colțea, că a fost făcut acum 120 de ani, Grigore Alexandrescu acum 100 de ani, și așa mai departe. Uite, o să se zică peste 50 de ani, este spitalul lui Tăriceanu, este spitalul lui Cioloș. Domnule, n-au făcut Tăriceanu nimic. Măcar ca exemplu, n-au făcut, domnule, nimic, înțelegi? Și dacă după 30 de ani am ajuns că la cutremur pică spitalul peste pacienți și peste medici, dacă te duci bolnav de cancer și te amână peste 6 luni la stat, nu ai acum nicio variantă pe termen scurt. Vin lângă voi. Teddy, te rog eu frumos, Teddy, am uitat, nu am uitat. Acum mi-a venit în cap. Cred că 34 este articolul din Constituția României. Deschide Constituția pe internet. Vezi, 34, 44, nu mai știu. Articolul care spune că unul dintre drepturile fundamentale e dreptul la sănătate. Să vă arătăm, pot să nu creadă lumea că vorbim din cărți, vorbim din mânecă. Fac o predicție și vreau să știu dacă voi sunteți de acord cu ea. Oameni buni, mare atenție, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele.
Ce se întâmplă acum este primul pas. Nu îi dă râs. Nu, nu, nu mă gândeam cu predicțiile tu și cu Omidu, ca să nu zic Omidu, nepotul Omida. Mama Omida care pe care am avut privilegiul să o cunosc. Eu nu știu cine e Omidu. Nu mai era un joc de cuvinte. Mama Omida și cine a fost? Da, am auzit de ea. Am cunoscut-o, fabuloasă. O țigancă fabuloasă. Dumnezeu să o odihnească. Nepoatele ei să bat care să fie adevărata nepoată a mamei Omida. Bun, hai că n-are sens. Când găsim articolul, îmi spui. Primul pas este acum, îl avem? Bagă-l unde vrei tu, în plasmă, în video, în wall, unde? Bagă-l undeva. Iată-l aici. Dă-mă 34, băi, frățiuere. Dreptul la ocrotire a sănătății este garantat, vă spun, din Constituția Republicii România. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor, așa și activităților, precum și alte măsuri de protecție a sănătății, se stabilesc potrivit legii. Dar capul de afiș este dreptul la ocrotirea sănătății. Egal pentru toată lumea, băi, oameni buni. Nu există cetățeni de rangul 1 și de rangul 2 în Constituția României, unii care să aibă dreptul la ocrotirea sănătății și unii nu. Ei, acum vin și vă spun în premieră, nu e, o predicție. Mama Omidu, eu sunt Omidu, cum bine tata zice, Omidu. Tata Omidu. Vor apărea în curând, pe mână liberală, sau cui vreți voi, dar eu zic că pe mână liberală, că este clar că așa va fi, ca la casco, ca la mașini. RCA-ul pentru toată lumea. Bă, ești necăjit, te jupt în cur, da, RCA. Nu ești, vrei mai mult, da. Păi plătești casco. Casco de sănătate. Păi dom'le, stați un pic, da. Adică pachete de servicii, unele minimale, pentru sărăcime, care vor include, probabil, analize mai puține, medicamente mai puține, tratamente mai puține, operații mai deloc, decât rarisime, programe naționale probabil, mai vedem ce fel de programe, pentru că doar bolnavi de cancer, de diabet și dializa ar trebui să consume toți banii sănătății dacă rămâne așa cum e acum, da? Vor apărea programe naționale, nu programe, pachete naționale ca la mașini, asigurări de sănătate pe diverse grade. Țineți minte ce vă spun, păstrează copie CNA-ul, păstrează Eddie Hervic pe care îl salut, păstrează toată lumea, unii să mă ardă, unii să mă amendeze, unii, da? Vă spun eu, așa va fi. Nu vom avea ce scrie aici, dreptul la ocrotirea sănătății, e ok. Bă, e cam așa. Numai că dacă ai bani, ai ocrotirea sănătății mai bună. Dacă n-ai bani, așa va fi, ca să nu vă surprindă, să nu vă prindă ca pe proști și ca pe hoți iarna, că vine surprinzător în decembrie. Comentați, credeți că greșesc ce spun? Poate să apară aceste oferte decalate, să fie România împărțită într-unii care au doar minimal și alții mai mult? Orice ipoteză este... Nu, dar ce crezi tu așa? Te întreb ca să nu celul. Eu personal nu cred că se va întâmpla asta în viitorii 15-20 de ani. Hai, facem un pariu. Eu zic 3 ani. Nu, pariu. Nu fac maximum 3 ani. Da, pentru fac eu, nu, în 3 ani niciun caz. Da. Pierdeți amândoi. Însă... Hai să faci. Clar. Eu fac pariu că pariu este un aranjament între un proș și un șmecher și eu nu sunt nici proș, nici șmecher. N-am făcut să fac pariu, n-am văzut să spun eu. Și de ce nu cred că lucrul ăsta este posibil în viitorul foarte apropiat? Nu apar pachetele separate. Pentru că trendul european, da, și nu cred că România se va ralia la tân, e obligată să ralieze, dar este pentru reducerea clivajelor, nu este pentru adâncirea lor. Uh-huh. Pentru că marea problemă în spațiul european în momentul de față este faptul că sistemele sunt din ce în ce mai inechitabile și atunci, da, la nivel european se discută din ce în ce mai mult de includerea politicilor. Și ce spui tu e mai degrabă un sistem cred. American. Eu nu cred. Ce zici tu e sistemul american. Știi de ce au ieșit vestele galbene și-au dat foc Parisului și Champs-Élysées și-au... În primul rând pentru clivaje adâncite, pentru că periferia Franței și cu downtown-ul au devenit... De asta spun. Bă, pentru că lucrurile bă, dacă am greșit, o să-mi cer public la ce. Dacă mă mai ține domnul Oancea angajat, îmi voi cere scuze pentru că se va întâmpla în mandatul meu de realizator de emisiune aici. Da, e o predicție care nu este imposibilă, dar care, din punctul meu de vedere, nu este realizabilă în următorii 10, 15, 20 de ani. Eu am spus-o să rămână. Este consemnată, e pe casetă, Radu Hergeu a și pus-o acum pe stick să o aibă să mă amendeze. Bine, vă întreb așa, ca subiect de cât mai avem. Perfect. Oana, Gelu, de ce spuneam la început emisiunii că Dumnezeu le așează așa cum numai El știe și poate?
Știți că s-a dat o lege. Parlamentul României a votat o lege. Jurnaliștii nu mai plătesc, cum se numește, impozit pe venit. Punct. Bine, să nu mai plătească. Stai că încă plătesc. Adică nu. Să vedem dacă se promulgă. Dacă a dat legea, păi n-am spus, mă, că nu mai plătesc. Am spus că s-a dat lege. Am aici scrisoarea celor 13. Pe perfect, nu o să o citesc. Niște jurnaliști au luat poziție, eu n-am să iau nici pro, nici contra. De ce? Pentru că am un jurnalist aici. Am și un sociolog care privește. Eu am să vă spun datele problemei așa cum sunt ele în realitate, fără părtinire, fără hate. Când a fost vorba ca în construcții, pentru că nu avem muncitori, când a fost vorba în construcții să se scadă impozitarea, să nu mai plătească impozitarea din construcții dacă au până în 3.000 salariu, așa a fost. Nu s-au bășit ca cei 13 semnatarii. Aici vine un singur nume vreau să comentez, Cristian Tudor Popescu. Dacă eu aș face o emisiune, atenție, cu martori, cu dovezi scrise, ce a făcut omul ăsta, ne speriem. Da, să dea Dumnezeu să fie bine. Să-i, bine, eu aș prefera să le faci și să nu le spui. Adică, atenție mare, atenție mare. O să te întreb și pe tine și pe tine cum vedeți această chestiune. Când a fost vorba de IT-ști, care, fă o paranteză, Alexandru, vino încoa. Vino puțin, Alex. Ia microfonul și veniți amândoi, inginerul de sunet și tehnicianul meu de platou. Veniți încoa. Luați un microfon. Vino încoa, cic. Nu vă fie rușine. Dă pe general. Salut. El este Alexandru. El este George. A folosit același microfon. Păi știu că sunt, o să supere acum patronul meu pe mine, să-i dea Dumnezeu sănătate. Bă, ce salarii aveți? Nu o să... Sunt confidențiale, că este la privat. Da, vă întreb așa, dar cinstit. Sunt departe, aproape, identice cu salariul minim, după părerea voastră. Salariul minim pe economie, dacă sunt pe salariul minim sau departe sau aproape. George. Salariul nostru, așa. Și vorbesc în numele meu aici, așa. Este foarte aproape de salariul minim pe economie. Bravo, Alex. Bă, cinstit. Cinstit gravitează în jurul acelui minim pe economie. Băi, stimați telespectatori, am luat doi oameni la întâmplare. Unul dintre ei știa întrebarea, unul nu, Alex nu știa, George știa. Mulțumesc mult. Apropo, vouă, cum vi se pare, dar sincer, nu o să vă întreb pe nimeni în afară de mine, cum vi se pare faptul că în Parlament Camera Deputaților a votat ca voi doi pe salariile pe care mai mult sau mai puțin le înțelegeți despre ce e vorba, da? Să nu plătiți impozitul lor pe venit, este 4 milioane, 5 milioane, ceva de genul. Cum mi se pare? Ca cetățeni ai Republicii contribuabili. Părerea mea este, această lege este binevenită. De ce? Având în vedere faptul că presa e considerată câinele de pază al democrației și ea trebuie ajutată, iar noi, oamenii care lucrăm în presă, cei care suntem în spatele camerelor de filmat, din regie, din tehnic, din redacție, cei care apar pe sticlă, cei din presa scrisă, toți contribuim la această, că democrația să funcționeze în România. Nu le dacă n-ai avea albeața asta pe față și tremurul în voce, ar zice lumea că e aranjată. Asta e Sfânta Cruce, n-am aranjat nimic. Doar i-am spus, băi, George, asta o să te întreb. Lui Alex nici nu i-am spus. Lui Alex m-am decis să-i chem pe amândoi, abia acum în timpul emisiunii. Păi tine n-am să te întreb, Alex, pentru că te știu. Alex e mai rezervat în vorbe. George, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ai reprezentat, îți spune ce ai făcut acum. La antene, la Realitatea, la România TV, la Digi, la TVR, la Pro TV, la Prima, i-ai reprezentat pe toți necăjiții, atenție ce vă spun, ăstora 13 pe care ați semnat, dacă iau pe fiecare în parte, prietene, voi nu trăiți din ce trăiesc ăștia. Și atenție, toate televiziunile au de ăștia. Aba mai puțin TVR-ul. Da, TVR-ul mai puțin, mai cherel. Adelin Petrișor știe la ce mă refer. Da? TVR-ul, dacă te uiți pe ratinguri și audiențe, e una, dacă te uiți la salarii alta, dar la privați, majoritatea, din motive obiective, nu stau acum să fiu arbitru și nici avocatul patronilor, al lui Ghiță, al lui Voiculescu, al lui Oancea, sau al lui, nici nu știu cine, că majoritatea sunt pe drumurile tribunalilor de la Digi, nu știu cine e șef acolo. Ah, Tesari, pardon. Oameni ca cei pe care îi vedeți aici, mulțumesc, sunt în toate televiziunile, prietene, semnatar al scrisorii. Eu nu sunt părtinitor. Acum am vrut doar să știți cum stau lucrurile. Când nu s-a pășicat nimeni din semnatarii ăștia, când IT-ul a primit aceeași tantiemă. Da? Când a primit constructorul român până în 3.000 de lei, același lucru, scutiri de... Că au plecat faianțarii și zugravii. Da, Oana, te ascult că ești gazetar. Nu! Publicitatea e și
punctul de vedere al Oanei și al lui Gelu după publicitate. Sociologul și gazetarul, eu nu mă bag. Eu am prezentat situația. Salvată de clopoțe. Nu știu, băi, de lui. Ne-am întors, mă cunosc de 22 de ani cu Dan Andronic, 23 de ani, am fost colegi la Tele7, am fost colegi la Prima TV, ok. De ce spun asta? Pentru că Dan Andronic, șeful de la evenimentul zilei, zice așa: atunci când bogătașii din presă fac politică pe spatele celor mulți. Corect, Dane? Corect. Un apel demagogic semnat de unii ziariști, scrisoarea celor 13, m-a determinat să vorbesc și eu despre scutirea de impozit pe care a adoptat-o recent Parlamentul. Nu o să citesc acum ce spune Dan Andronic, dar atenție, ce spune Dan Andronic este esența unor demagogii, demagogii uriașe. Concluziile tale, Gelu, concluziile tale, Oana, și în timp ce vorbesc ei, Teddy, să-mi dai și știrea pe care te-am rugat să mi-o prepari, aia cu TVR-ul, ca să vadă lumea cum e la TVR, că la TVR e altfel ca la noi. La ei muncitorii primesc salariul indiferent ce audiență fac și, ca să terminăm povestea, guvernul plătește datorile TVR, nu știu, 200 de milioane, ceva 124, de genul. Halucinant. 124,7. A, exact. Ok. Da. Bun. Bine. Oana, Gelu, concluzii. Oana, un minut fiecare. Deci eu sunt pentru salarii bune în presă și nu vreau ca presa să fie specială. Dar nici ca, uite cum sunt colegii tăi, să aibă 14 și milioane sau 15 milioane. Și din IT să fie special? De ce? Nu, nu vreau să păi fie sunt. Special. Nu, nu vreau. Eu păi vreau sunt. Să mă cadrez în categoria primarilor sau da, aia din construcții sunt. Sau nu mai păi știu privat, sunt. Dar, Tudor, ceea ce se întâmplă în presă trebuie o dezbatere serioasă. Hai. Foarte serioasă. Pentru că e mult, n-avem timp acum, nici un minut, îl las și pe Gelu să vorbească, dar nu pot să epuizezi un astfel de subiect și vreau să spun ceva. Nimeni nu s-a atins de acest subiect de presă, ca să nu supere patron, să nu supere oameni, să nu supere politicieni. Hai, poate cineva să pune toate cărțile pe masă, să vorbim despre ce se întâmplă în presă și relația dintre presă și politică și servicii. Eu când vrei tu vorbim cu cărțile. Eu aș compara până la un punct, da, hai zicem așa, facilitățile fiscale asigurate în zona de IT construcții cu cele dorite a fi asigurate în zona de presă, pentru că alea aveau la bază niște argumente economice puse într-o analiză serioasă. Da, adică în momentul în care s-a promovat chestia asta, corect, toată lumea a înțeles de ce trebuie chestia aia, că uite, o să vină PIB și o să facă și o să dreagă. Nu? Eu n-am văzut niciun document pe chestia asta. Adică am văzut doar un amendament aruncat așa în, pe ușa din spate, într-o dezbatere parlamentară și care a intrat. Eu nu cred în chestii de genul ăsta făcute pe genunchi. Nu cred. Bă, nici eu. Da? Am o întrebare, adică la tine, eu cred că trebuie să fie o analiză ex-ante, trebuie să fii beneficiezi de aceste scutiri dacă ești membru al Uniunii, o organizație? Nu știu, nu m-a interesat în detaliu așa subiectul, văzut, sincer. Așa am văzut. Dacă este așa, Tudor, ascultă-mă, este o artă, măgărie și o altă mizerie. Nu știu. Dacă o să mă duc. Eu vorbesc tine de principiu, Oana. Eu când păi eram... Ascultă-mă, că... Oana, fii atentă. Eu când eram senator, un senator PPDD, un senator PPDD, după aia a devenit PSD-ist, Harry Vochițoiu se numește din Valea Jiului, a venit cu o propunere halucinantă, pensii speciale pentru ziariști. Da, e în Senat. Cine vrea să mă verifice, e în Senat. Dar a fost și acum, a fost și acum. Băi, eu m-am dus la Harry Vochițoiu, care era la mine în grup, în grupul PPDD, și zic: băi, Harry, tu ești sănătos la cap? Cum să propui pensii speciale când noi avem... Noi, mă refer la PPDD la vremea aia, suntem împotriva ăstora care fac pensii speciale pentru ăia, pentru ăia, pentru ăia, pentru ăia. M-ați înțeles? Ca să nu creadă cineva că sunt un avocat al diavolului. Nu, eu nu sunt pentru nimic special. Dacă îmi văd că 13, nu vreau să-i analizez pe fiecare, că-i cam știu. Își permit scrisoarea asta, că atunci, prietene, uite-te la ăia care te-au făcut mare. Și îl rog pe maestru Cristoiu să se uite la ăia care îl filmează și care îi pun la valiera și care deschid luminile la platourile pe unde dânsul face analiza la vârf a politicii din România. Rămâneți cu Răzvan și Radu cu Bună România. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 4. Mulțumesc, Oana, mulțumesc, Gelu. Mulțumesc.